Astăzi vă vom arăta cum să asamblați bicicleta Fortrike. Kitul este format din următoarele piese. Cadru pentru roți, ghidon și conector metalic. Șa cu pedale, țeavă uplimentar pentru șa, șurubelniță. Începem asamblarea șeii. Țeava șesii trebuie introdusă în orificiul din cadru până auzim un clic. Acum apăsăm butoanele de pe ambele părți ale cadrului, aici, și o desfacem în acest fel, până în momentul blocării acestuia. Roțile sunt setate în poziția 2. Țineți minte că îl folosim numai atunci când desfacem și pilăm bicicleta. Nu poate fi folosit în cazul mersului cu bicicleta. Apoi apăsăm butoanele de pe părțile laterale ale ghidonului și îl ridicăm până în momentul blocării. Pentru ca Fortrike să se transforme într-o tricicletă cu mâneri de împingere, apăsați simultan butoanele superioare și inferioare de pe cadru și îl întindem la maxim. Apoi, apăsând acest buton, setăm roțile în poziția 3. Gata! Dacă vrem, Fortrike poate fi și bicicletă de echilibru. Începem cu roțile. Apăsăm acest buton și schimbăm poziția roților în poziția 1. Apoi, folosind butoanele superior și inferior, pilăm axul din spate până în momentul răbătării roților. Acum, scoatem de sub cadrul conectorul metalic și îl introducem în orificiile de pe axul din spate. Bicicleta de echilibru este gata! Când copilul mic poate pedala, schimbăm Fortrike în tricicletă cu pedale. În primul rând, demontăm corectorul. Îl scoatem din orificii și îl ascundem sub cadru. Acum apăsăm butoanele de pe cadru și deplasăm cât mai în spate, cât mai departe posibil. Apoi, apăsăm butoanele de pe roțile din spate, le fixăm înapoi în poziția 3. Folosind butoanele de sub șa, scoatem pedalele. Pentru a le monta corect pe roată, trebuie blocate în poziția a doua. Ținând cont de acest lucru, ținem blocada și așezăm pedalele pe ambele părți ale roții din față. Ok, Fortrike, în versiune de tricicletă, este gata. Folosind acest buton, șaua poate fi setată în poziția dorită. Trebuie doar să-l împingeți și fixați șaua în înălțimea dorită. Când copilul crește, o putem ridica suplimentar folosind țeava atașată la set. Pentru aceasta, apăsăm butonul, scoatem șaua și cu ajutorul unei șurubelnițe, deșurubăm șurubul de fixare. Acum scoatem țeava șeii și în locul acesteia introducem țeava mai lungă. Strângem șurubul și montăm șaua. Fortrike este gata pregătit pentru un copil mai înalt. Un avantaj suplimentar ale bicicletei este că este foarte ușor de pilat până la dimensiune mică. Începem cu scoaterea pedalelor. Apăsăm acest buton, le demontăm de pe roată din față și le punem înapoi sub șa până în momentul blocării. Acum, apăsăm aceste butoane de pe ambele părți ale ghidonului și îl pliem. Apoi, apăsând butoanele de pe roțile din spate, selectăm poziția 2. Folosind butoanele de pe cadru, apropiem roțile din spate. La sfârșit, apăsăm butoanele de pe părțile laterale ale cadrului și pliem bicicleta. Am reușit! Fortrike este pliat! Kindercraft. Easy with kids.